Cătălin Striblea în studio începând din acest moment, pentru că avem rațiunea zilei. Salut, Cătălin! Salutare! Bine ai venit! V-am găsit! Toate bune? Nu sunt toate bune, din potrivă, aș îndrăzni să zic, dar știți cum e, să ne păstrăm optimismul, să învățăm din greșelile pe care le facem. Ce vrei să zic într-o zi de luni? Nu știu. Am o idee. Să spui da, toate sunt minunate. Da, stai să că vă spun imediat. Că m-am gândit eu așa de dimineață, nu așa. Pot să zic, nu, la rațiunea zilei nu vorbim deloc despre lucruri minunate. Dar m-am gândit eu de dimineață, știi, m-am trezit cum facem noi toți, am zis, bă, luni dimineață, număr până vineri, o să mă întâlnesc sâmbătă cu niște prieteni, na, na, na. Și am zis, mamă, ești nebun, de ce? Pentru că viața este și acum. Nu trebuie să calculezi până sâmbătă ce o să fie fain. Prea profund. Nu, serios, nu e nimic profund. Adică hai să ne bucurăm de lucrurile pe ai care dreptate. Le avem acum, pentru că imediat vă întristez. Adică... Ce zici? Ne bucurăm? Eu am o discuție foarte interesantă cu ascultătorii Europa FM despre propunerea invitatului tău de mai devreme, aceea de a crește limita de viteză pe autostrăzi și drumul expres, mă rog, pe primul drumul expres care stă să apară. De la 100 la 120, respectiv de la 130 la 140. Serios? Asta a zis Cătălin Drulă? Da, uite, dar n-am apucat să vorbim. E o propunere a fostului ministru. Da. Ce părere ai avea? Crezi că e benefică? Acum, pentru... când l-am condus pe domnul Drulă, a plecat parcare, cu 150. I-am văzut mașina și am înțeles de ce. Ok. Deci, necesită o dezbatere din punctul ăsta de vedere. Nu sunt de acord. Nu ești de acord. Nu sunt de acord, hai să se pornească de aici. Nu astea sunt problemele, că trebuie să-i dăm talpă mai tare. Dar dacă vrei, vorbim zilele astea chiar la rațiunea zilei, dar sunt nepregătit sunt acum pentru foarte curios ăsta. Ce spun ascultătorii noștri. O să ne întoarcem la mesajele lor imediat. Drumul expres e foarte apropiat de autostradă și din motivul ăsta venea și propunerea. Și mai sunt alte lucruri de povestit, dar avem alte treburi acum. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Începe să se ridice un punct de vedere în rândul corpului medical din România, care până acum nu a fost exprimat, și vreau să marchez acest lucru astăzi la rațiunea zilei. Președintele Colegiului Medicilor a spus că îi este necesar și a cerut Parlamentului modificarea unui act legislativ care să permită suspendarea cu repeziciune a profesioniștilor din domeniul medical care susțin teorii științifice nevalidate. Ca să traduc această exprimare, asta înseamnă că medicii care sunt antivacciniști ar putea fi suspendați de Colegiul Medicilor. Acum, președintele Colegiului Medicilor a spus că acest lucru este necesar din cauza evoluției pandemiei în România. Vă dați seama despre ce vorbesc. Astăzi cred că în ultimele 24 de ore au fost înregistrați undeva la sub 200 de morți. Și el spune că suntem într-o situație tragică și că s-au făcut într-adevăr greșeli de-a lungul ultimelor luni, ultimului an, în mod evident. Și când va trece pandemia, spune Daniel Coriu, așa se numește domnul doctor, va trebui să găsim niște vinovați, nu numai moral, ci și chiar penal. Când se va trece de această pandemie, trebuie să găsim niște vinovați, spune domnia sa. Cineva trebuie să răspundă ca aceste greșeli să nu se mai repete. Și insist asupra acestui instrument, pentru că a fost întrebat, domnule, dar de ce nu faceți dumneavoastră ceva să-i îndepărtați pe oamenii ăștia care, din corpul profesional, care susțin astfel de lucruri în spațiu public? Și m-a zis, nu am instrument. Haideți să venim la Parlament, modificați-mi legea, căci eu o voi face, voi pune în discuție asta. Nu e singurul care spune asta. O mai spune Raed Arafat. A spus-o săptămâna trecută. El a zis-o de o manieră mai dură și a zis așa că în acest moment trebuie tăiat microfonul pentru antivacciniști și cei care susțin astfel de teorie. Adică propune un fel de cenzură. Domnul Raed Arafat și zice, domnule, nu propun pe viață, nu propun pentru totdeauna. Zice, dar în următoarele 2-3 luni avem nevoie de acest instrument pentru că nu se mai poate. Adică spitalele nu mai fac față și nu mai fac față din punct de vedere al vaccinării.
Sigur că astea sunt lucruri care se vor întâmpla greu și foarte greu. Sigur că un astfel de text, o astfel de chestiune va ajunge și la Curtea Constituțională. Dar, în sine, societatea este cea care trebuie să-și asume niște lucruri. Am văzut că, dimpotrivă, unul dintre liderii Partidului Aur, domnul Claudiu Târziu, spune că nu poate fi de acord cu acest tip de dictatură, că lumea are dreptul să se exprime, ceea ce, în mare măsură, e adevărat, dar exprimarea înseamnă și responsabilitate. Astăzi, când ne uităm la oamenii aceștia care mor, familia aceea din Giurgiu, mamă, tată, fiu, care au murit trei nevaccinați în aceeași situație, lor sau familiei lor, că înțeleg că au și o fată, femeia aceea care a rămas singură, e o doctoriță, ei cine îi răspunde în față de ceea ce s-a întâmplat? Știu că suntem o societate construită pe opțiuni individuale, dar după mii și mii de ani de progres ne abandonăm unii pe alții? Asta e o întrebare la care pot să o pun eu. Da. E un subiect delicat, într-adevăr. Poate discutăm mâine... E un subiect delicat. Eu, din ce simt așa în jurul meu, am impresia că oamenii arată mai mult cu degetul către clasa politică. Nu neapărat medicii sunt acuzați că din cauza lor combinație. Nu mă vaccinez sau din cauza lor. E o combinație de politicieni la oaltă cu unii medici care au timp foarte mult și stau la televizor. Pentru că și acțiunile unor politicieni au fost de așa natură încât au descredibilizat toată pandemia asta. Factori și așa numiți influenceri. Eu nu contest dreptul nimănui de a vorbi pe aceste chestiuni și nici dreptul la exprimare și nici măcar capacitatea noastră firească de a ridica întrebări, da? De a pune întrebări, că asta este natura democrațiilor noastre și noi vom rămâne cu pusul de întrebări pentru că este instrumentul și arma noastră. Dar nici nu pot fi de acord cu un personaj influent care este, de exemplu, episcopul din Giurgiu, care zice așa: incendiile din spitale sunt o făcătură ca să promoveze spitalele private. Nu vă speriați nici de COVID, nu vă grăbiți să vă vaccinați. La slujbă, da? Bun, că a atacat la slujbă președintele guvernului, nu știu ce, putem trece peste, deși, nu știu, la slujbă, dacă... Ok, facem politică la slujbă, bun, trecem peste, că se poate întâmpla. Dar, încă o dată, un factor de influență în comunitatea locală, un episcop local, da? Dom'le, cum poți să spui în fața zeci de oameni care se duc să vorbesc în comunitate de la înălțimea asta că focurile din spitale sunt puse? Adică noi ne aruncăm așa în spațiul public făcând niște afirmații de o gravitate extraordinară fără a ne trage frânele responsabilității nicio secundă? Eu știu că genul ăsta de atitudine este încurajată chiar și de colegi de-ai noștri. Dar va veni o zi foarte interesantă în care societatea va judeca, pentru că minciunile nu pot merge la nesfârșit. Astăzi este unul dintre lucrurile alea în care se judecă. Când mai moare cineva, se judecă. Da, uitați-vă la voi și vedeți dacă și din cauza discursului vostru se moare în România. Cătălin Striblea, îți mulțumesc pentru comentarii. Mâine la România în direct așteptăm de la 13:15. Zi bună! Europa FM. Aceeași frecvență cu tine.